Salutăm din nou. Azi suntem la o nouă partidă de pescuit. Ne aflăm pe Găneasa 2 din județul Ilfov. Așa cum v-am spus și în videoclipul precedent, ne place să experimentăm bălți noi. Și azi sunt alături de prietenul meu Mihai și sperăm să avem o parte de reușită. Cum se pare barta la prima vedere? Mi se pare o baltă frumoasă, e o baltă cu potențial din informațiile care le-am primit și mi se pare o baltă acceptabilă pentru toată lumea ca și costuri de per partida de pescuit. Te-ai hotărât azi? O să mergi la fel cum pescuiești tu clasic? Da, eu la mine pescuitul înseamnă plantat cu boabe de porumb lăsate la înmuiat. Și astăzi cred că voi planta în malul opus, undeva la 1,5 m, 2 metri. M-a întrebat cineva și noi nu discutăm înainte ce avem de vorbit, pur și simplu vorbim ceea ce simțim. Poți să ne spui cum faci boabele fermentate? E o chestie un pic mai ciudată, tratamentul care le suportă boabele care nădesc eu, și anume cu un pic de drojdie de frământat puse într-o găleată cu foarte multă apă și un pic de rahat de porc. M-am obișnuit să pescuiesc cu tine clasic. Chestia e că așa îmi place să pescuiesc și când sunt fără tine. Așa am dat randament până acum. Așa că o să merg și eu tot pe boabe fermentate, numai că o să folosesc boabe de plastic. Știi că îmi place foarte mult adeptul boabelor de plastic. Pe firul de păr. Să spunem că eu folosesc aceleași boabe și pe firul de păr. Deci diferența o să fie între silicoanele folosite de prietenul meu și acele boabe împuțite, cum se spune, între noi pescarii, folosite pe fir la am mine. Am primit informații la începutul partidei, doar am ajuns pe baltă, am plantat la setele prima dată, l-am plantat undeva în spate, aproape de mal, la un metru jumate, dar din informațiile pe care noi le-am primit, ce zici? Ziua nu reușesc pescarii să prindă pește, numai noapte. Dar colegii pescari care sunt pe baltă în momentul ăsta să pregătesc să strângă, pentru că din informațiile pe care ni le-au dat nu ar mânca la fel de bine ziua cum mănâncă noapte. Așa că o să așteptăm să vină seara, să vedem dacă informația asta este așa de bună precum ne-au dat-o localnici. Vreau să vă anunțăm că noi am venit pe baltă, drumul este accesibil, cu toate că a plouat foarte mult. E foarte, foarte aproape de drumul asfaltat, iar până la baltă este piatră foarte mare pusă, deci să intră fără probleme. Acum vedem ce zici, dacă a plouat. Că văd că a plouat suficient de mult. S-ar putea să avem o partidă foarte bună, sau dacă, așa cum se mai întâmplă de obicei, nu vine o altă ploaie să ne strice toată. De ce am văzut, o să mai ne plouă și astăzi.
Rămâne să așteptăm și să vedem ce pește putem prinde și timpul să ne rugăm să țină cu noi. Avem și primul drill. Norocosul. Ăsta e norocosul când merge cu mine la pescuit. Norocoșii! Ia uite-l. Ia uite ce drill are. Ai vârf de feeder, nu? Băț de feeder, la montură de crab, două boabe cu un tecnopufi. O să pun camera pe trepied, că văd că se apropie de mal. Acum să vedem ce scoate Mihai. Treci pe o parte, acolo și intră un feeder. Gat, imediat. Frumos. Se poate regula cântar în corțul bilei. De ce frumos e înțepat. Dar nu vrei să stea cum vrem noi. După cum vedeți, două boabe de porumb și un tecnopuf. Să vede la ce a mâncat. Două boabe de porumb cu tecnopuf. Frumos. Poți să ridici puțin să mi-l prezinți? Să fie cu noroc că e prim. Să dea Dumnezeu. Fire întinse la toată lumea. Încă un drill frumos pe ploaie. Pe ploaie și furtună. Domnul Mihai, ia camera aia și pune-o pe umbrela și pune-o pe cameră. Ia ține tu umbrela în mână și pune ca să... Dacă când plouă nu trage, când să mai trage?
să scăzăm, că e apa mică aici, mă. Taxa pe găneasa 2 este de 60 de lei 12 ore și 110 lei 24 de ore. Partidele de pescuit se pot face în intervalul 6-19, respectiv 20-6. Nădirea cu navomodelul se face gratuit. Pentru mai multe detalii puteți vizita pagina lor de Facebook Găneasa Fishing. Fire întinse vă dorim și distracție plăcută! Ne aflăm la finalul celor 24 de ore. Am avut o partidă acceptabilă, dar după cum discutam cu colegul și din cauza vremii, am avut o vreme foarte nefavorabilă. Ieri a început ploaia în reprize de câte o oră, două, de două ori, nu? Două ori. Reprize de ploaie cu un vânt foarte puternic. Cum ți s-a părut, partida? Mi s-a părut o partidă mai puțin reușită din cauza timpului. Dacă ne ajuta un pic, cred că era mult mai bună. S-a pus un vânt azi noapte foarte, foarte tare, cu repriza de-a doua de ploaie și foarte, foarte, foarte frig. Nici acum e undeva 8 și jumătate de dimineață, soarele a ieșit după cum vedeți, da? Dar nu merge să ne dezbrăcăm, fiind foarte răcoare. Nu ne așteptam la temperatura asta la jumătatea lunii august sau 11-12, cât este astăzi. Cred că baltare potențial, dar din cauza timpului capturile au fost puține. Peștele e frumos, o să vi-l prezentăm imediat. Am prins și o carasă mare, frumoasă, cred că are undeva 600-700 de grame pe timpul nopții, plus încă un crab. Da, din păcate nu am apucat să filmăm drill-ul cu crabul respectiv pentru că ploua și n-am putut să lăsăm camera afară, dar o să vă arătăm captura. Vreau să mai specific că noi facem lucrul în felul următor. Nu venim să facem și n-avem treabă cu administratorul, că el a fost un băiat de răguț. Noi nu facem reclama bălții, noi vă spunem exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, filmăm exact ce se întâmplă, fără niciun fel de aranjament sau de alte chestii. Atât prindem, atât vă arătăm. Nu avem de unde să luăm pește să vă arătăm mai mult. De-aia și capturile câteodată sunt mai puține, câteodată sunt mai multe.
Asta s-a prins, asta vă arătă. O să vă arătăm capturile, dar între timp vreau să vă spun că puteți să vă abonați și la canalul nostru de YouTube. Am creat un nou canal, Pescar din Pasiune, pentru că noi asta facem, totul facem din pasiune și din dragoste pentru pescuit. Puteți să vă abonați și voi. Eu, după părerea mea, și vorbeam cu colegul puțin mai devreme, o să mai venim o dată pe baltă aici, pentru că, din spusele pescarilor, noaptea se prinde foarte mult pește. Toți pescarii care, da, care au trecut și au putut vorbi cu ei care s-au oprit, ni s-a spus că pe timpul nopții se prinde pește și ei au revenit pe această baltă pentru că au prins pește. Dar din cauza timpului, noi zicem că partida asta a fost mai puțin reușită. Dar o să revenim, nu? O să revenim cu siguranță, pentru că și eu vreau să încerc să prind un timp frumos și să mai încerc o dată balta asta, pentru că chiar cred că are potențial. Cred că avem în partide. De când am început să filmăm, cred că pe niciunul n-a fost mai verificat acum. Nu. Temperaturile astea cred că nu au fost de undeva din luna mai, cel puțin pe timpul nopții vorbim. Azi noaptea a fost foarte frig, nu s-a putut sta, ne-am băgat și în mașină, ne-am și îmbrăcat mai gros. De acum cu soarele sus și vedeți că suntem îmbrăcați pentru că e frig, bate și vântul. Și cred că din cauza la ploaie s-a răcorit așa de... Dar una peste alta, nu putem să prindem mereu, să punem pe saltea 7, 8, 10 bucăți. În baltă, să știți că din ce am mai discutat cu pescarii, se află și pește răpitor, și anume somn și șalău frumos. O să revenim și mai spre toamnă, să vedem dacă reușim să punem pe saltea ceva pește răpitor, să vă arătăm de asemenea ce se află în baltă. Și mai există în baltă exemplare frumoase de ten, până în 20 de kilograme, cam așa, nu? Undeva între 12 și 18-20 de kilograme, da, am primit o informație de la cineva. Nu sunt foarte multe exemplare, adică până în 20 de exemplare, dar sunt mari, sunt frumoase. Ce vreau să mai vă spun, v-am spus, noi nu facem publicitate sau reclamă la baltă, pur și simplu venim, prindem, vă arătăm ce prindem. Nu prindem, vă arătăm că nu prindem, asta e situația. Dar a rămas cu o surprindere plăcută, deci din partea administratorului, eu până acum nu am întâlnit așa ceva. Da, el e un băiat, mi se pare, care rar găsești să-ți ofere ceva informații, să spună anume despre baltă. Și nu că să spună, că de spus să spune oricine, dar să-ți dea niște informații reale. Ați văzut, am luat un interviu aseară cu el pe pagina asta de Facebook, Pescar din Pasiune. Și la fel a fost... Unde aveți și regulamentul, da, prezentat chiar de el. O să vi-l mai spunem o dată. Da. O să vă prezentăm și capturile, care v-am spus că sunt mai puține ca număr la partida asta. Și sperăm ca data viitoare să fie mult mai bine. Din păcate, pentru mine, n-am avut decât două trăsături pe care le-am ratat, dintre care un crab frumos care l-am adus la mal și probabil ați văzut drill-ul, cum a sărit și pur și simplu a scripat acul, iar colegul meu a prins doi ciortani, două bucăți de crab. Da, sunt undeva la 2 kg și jumătate, maxim 3 kg. Ca de fiecare dată niciodată nu pot să iau față. Asta rămâne între noi, vreau să aud. Da. Vă dorim la toți fire întinse și vor reveni cu siguranță pe această baltă. Și voi puteți să reveniți sau să veniți pe această baltă, pentru că este o baltă cu potențial și cu siguranță nu veți rămâne dezamăgiți. Nu? Da, sigur. Haideți să vă prezentăm și capturile și doresc tuturor pescarilor fire întinse. Haideți să vă prezentăm și capturile pe care noi le-am prins pe balta Găneasa 2 de județul Ilfov. Și acum colegul meu o să aducă și capturile, așa cum v-am spus. Ele nu sunt foarte multe ca și număr, dar e un pește foarte, foarte frumos. Culorii vii și
foarte curat. Scoate și pe celălalt, te rog. Poți să vii tu să vii în apă? În primul rând, vreau să vă arăt, ia uitați ce caras. Frumos, foarte frumos pește. Astea sunt capturile care le-am putut scoate din apă la partida asta, influențată fiind, cum v-am spus, și de timpul care nu a ținut cu noi deloc, și anume am avut și ploaie, am avut și vânt. Și temperatura pe timpul nopții foarte, foarte scăzută. Vă dorim la toți fire întinse și vă invităm pe balta asta cu mențiunea că e o baltă care chiar prezintă potențial.